Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne paștele ca să mâncăm. Unde voi ești să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata, acolo să pregătiți paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și l-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Amin. Ne vom ruga lui Dumnezeu. Doamne, Tată, îți mulțumim frumos pentru că avem această posibilitate ca în săptămâna mare, Doamne, să comemorăm jertfa Ta, să ne amintim, Doamne, de ceea ce Tu ai făcut. Și vrem să Te rugăm ca Tu să fii prezent cu noi, cu fiecare acolo unde suntem și în momentele următoare să ne vorbești. Doamne, avem așa de mare nevoie să ne vorbești Tu și avem nevoie ca Duhul Tău cel Sfânt să ni se descopere într-un mod proaspăt, direct, personal, și să-L înalțe pe Domnul Iisus Hristos și să ne transforme viețile noastre. Te rog, vorbește-ne, Tu dă-mi și mie putere să pot predica cuvântul Tău așa cum este El. Și această lucrare, Doamne, ajută-ne să o facem spre slava și gloria numelui Tău. Amin. Masa și relațiile dintre oameni merg mână în mână. La masă se întâmplă lucruri foarte importante și foarte interesante. La masă se fac negocieri de cele mai multe ori și tranzacțiile foarte importante se încheie la masă. La masă se întâmplă să se discute tratate de pace și se iau decizii care pot afecta soarta națiunilor la masă. La masă se fac cereri în căsătorie. Este una dintre metodele foarte, foarte practicate de cei care doresc să se căsătorească. Și de ce nu, ca să deconspir ceva din culise, la masă stai alături de cei dragi și consumi clătite fragede, așa cum se întâmplă să mai facem noi când avem întâlniri cu grupul de casă. Și mi-e dor de acele zile și spun, adă Doamne ziua aceea mai curând ca să revenim la momentele frumoase pe care le-am petrecut. Iată așadar că masa este un loc important în ceea ce privește conviețuirea dintre oameni și relațiile dintre oameni. De ce? Pentru că la masă suntem mai lejeri. La masă lăsăm un pic, să zic, garda jos și suntem mai vulnerabili. Dar la masă suntem și cei mai deschiși. La masă este locul unde se transmit informații, lucruri, care ar fi poate greu de spus în alte împrejurări. De aceea, cum vă spuneam mai devreme, lucruri foarte importante sunt alese și transmise la masă. Ei bine, de ce am spus toate aceste lucruri? Pentru că lucrurile au stat așa dintotdeauna, nu doar în vremurile pe care noi le trăim. Și în perioada Domnului Iisus Hristos, foarte multe lucruri importante se petreceau la masă. Iar în Evanghelia după Luca, dintre multe teme teologice importante, una dintre temele esențiale ale Evangheliei este părtășia la masă. Luca, într-un mod deosebit, înregistrează momentele în care Domnul Iisus Hristos stă la masă, pentru că acela este cadrul în care Mântuitorul poate să transmită învățături deosebite și se folosește de masă pentru a le transmite oamenilor învățături foarte, foarte importante. De fapt, în Evanghelia după Luca sunt prezentate 9 mese importante la care Domnul stă. Nu o să le prezint pe toate, le prezint pe cele mai importante, le amintesc doar,
În capitolul 5, Domnul Iisus Hristos stă la masă în casa lui Matei Vameșu, după ce îl cheamă să-l urmeze și dă acolo un ospăț. În capitolul 7, Domnul stă la masă în casa lui Simon Fariseul. În capitolul 9 este o masă mai specială de data aceasta, pentru că Domnul stă la masă cu peste 5.000 de oameni atunci când are loc înmulțirea pâinilor. În capitolul 10, Domnul este la masă alături de Marta, de Maria și de Lazar în casa lor. În capitolul 19, Domnul stă la masă cu Zacheu. Vă amintiți când se întâlnește cu Zacheu și apoi Zacheu îl invită. De fapt, Domnul îi spune că își trebuie să vin la tine în casă și stau la părtășie, la masă. Ajungem în capitolul 22, de unde am citit și are loc această masă pascală, cina Domnului, cum o numim noi. Capitolul 24 este masa de la Emaus, când ajunge acolo cu cei doi ucenici la Emaus și stă cu ei și îl recunosc la frângerea pâinii. Deci, tema părtășiei la masă este esențială în Evanghelia după Luca. Dar cina aceasta, despre care am citit în capitolul 22, este, dacă vreți, ultima cină. Și asta nu pentru că spun eu sau o spunem noi, ci Domnul Iisus Hristos spune: mi-am dorit mult să mănânc această cină cu voi, pentru că nu voi mai mânca. Acest tip de cină o voi mânca în împărăția Tatălui meu. Acest vin nu-l voi mai bea, ci îl voi bea împreună cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Deci este ultima cină. Și dacă este ultima cină și Domnul s-a folosit de mese ca să transmită ceva, cu siguranță la ultima cină vrea să transmită cele mai importante mesaje. Vrea să ne clarifice cele mai importante lucruri. Și aș vrea să ne uităm la ultima cină în seara aceasta și să vedem ce vrea Domnul să ne transmită. De aceea subiectul mesajului din seara aceasta este ultima cină. Și sunt trei lucruri la care aș vrea să luăm aminte. Primul este că ultima cină este o cină pregătită. Ultima cină este o cină pregătită. Nu cred că putem să citim pasajul acesta cu o minimă atenție, fără să remarcăm cât de mult accent se pune pe verbul a pregăti. Este foarte clar că totul este bine pregătit și minuțios pregătit. Uitați-vă, aruncați o privire doar peste text. Spune în versetul 8: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele. Ucenicii întreabă în versetul 9: unde vrei să pregătim? Domnul explică cum să meargă, ce să se întâmple. Apoi spune: are să vă arate în odaia de sus o masă așternută, gata, deci pregătită. Domnul spune: acolo să pregătiți Paștele. Versetul 13, care încheie această secțiune, spune: i-au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Deci de foarte, foarte multe ori se repetă verbul a pregăti, pentru că autorul vrea să sublinieze cu claritate că cina Domnului, ultima cină, este o masă pregătită. Dar oare ce vrea să transmită prin această idee? De ce simte Luca nevoia de a transmite că este o masă pregătită? De ce? Cred că sunt mai multe aspecte, dar cel puțin două aș vrea să indic. Înainte de orice altceva, faptul că nu este o cină banală, obișnuită. Nu-i așa? Vedeți, noi în viață avem multe mese. Sunt mese și mese pe care le avem. Cele mai multe sunt obișnuite, nu-i așa? Dar avem unele mese deosebite, bine pregătite, mese festive. La o masă obișnuită, iei repede din sertar o furculiță și mănânci acolo mai în grabă. Dacă ți-e foame tare, uneori mănânci direct din oală, depinde cât de înfometat ești și ce ai de făcut, pentru că nu sunt niște mese foarte speciale. Dar când ai o masă specială, când serbezi ziua de naștere a cuiva, când inviți pe cineva la tine acasă, când serbezi nașterea Domnului, când ai masa de Paște, nu? Ați văzut cât de minuțios sunt pregătite toate și aici, cred că doamnele, surorile vor fi foarte încântate de ceea ce voi descrie în continuare. Îmi cer scuze că nu o să reușesc să vă descriu la înălțimea pregătirilor cu care dumneavoastră sunteți obișnuite și cum știți să procedați, dar totul trebuie aranjat, trebuie să fie călcată fața de masă, nu cumva să fie șifonată. Farfuriile poate puse acolo, mai multe tipuri de farfurii, că doar nu o să mâncăm dintr-o singură farfurie. Truculițele, cuțitele, servețelele așezate într-o anumită ordine, paharul pus la locul lui, eventual și un buchet de flori pus pe mijlocul mesei. Totul trebuie să fie foarte frumos și foarte bine pregătit, pentru că este o masă specială, nu-i așa? Și mesele speciale necesită o pregătire specială.
Ei bine, asta vrea să ne transmită Domnul Iisus Hristos aici, că masa este una specială, nu este o masă banală. Și chiar Mântuitorul spune, mergeți acolo, veți găsi o masă așternută, gata. Adică nu la întâmplare, lucrurile au fost pregătite pentru că masa aceasta este una specială. Dar de ce? De ce era specială? Sigur, pentru că în primul rând era o masă de sărbătoare, era o masă festivă. Masa pascală pentru toți evreii era aranjată bine, era o masă foarte importantă, fiind o sărbătoare importantă pentru ei. Dar cina aceasta, care a Domnului dă o altă interpretare de la cina pascală din Vechiul Testament, îi dă o interpretare care prefigurează banchetul mesianic, adică cina aceea pe care o vom avea în ceruri, când vom sta la masă cu Domnul în ceruri. Și atunci acea masă, acel ospăț ceresc, nu este unul banal, ca și cum dai buzna în cer cu o furculiță și vrei să înfingi ceva, să mănânci în grabă sau cum mănânci direct din oală. Nu, banchetul ceresc este bine pregătit, este somptuos, este ca o masă de gală. Ești la masa regelui, ca și cum regele divin dă un dineu extraordinar și semnificația este că acea masă care ne așteaptă și este prefigurată în cina Domnului, este un ospăț deosebit. Doar ca să ne facem un pic o idee, gândiți-vă că în Matei capitolul 8 cu 11 spune Domnul Iisus Hristos, dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit, de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Vă dați seama ce meseni vor fi acolo? Vom sta unul lângă Avram, altul lângă Isaac, Ștefan lângă Iacov, fiecare stăm lângă careva și discutăm cum a fost, cum ai trăit cu Domnul. Gândiți-vă că vom sta la masă cu aleșii Domnului, cu oamenii Domnului. Vom sta la masă acolo cu toți eroii credinței, cu toți care au ajuns deja acolo. De aceea, ospățul ceresc nu este banal. Este un ospăț deosebit bine pregătit. Apoi, gândiți-vă în Apocalipsa 19 cu 9, un alt pasaj care ne descrie un pic cum va fi ospățul acela, spune, apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemăți la ospățul nunții mielului, da? Ospățul de nuntă. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvintele lui Dumnezeu. Gândiți-vă dacă pe pământ o nuntă este așa de bine organizată și nu știi, te uiți pe acolo la felurile de mâncare și habar n-ai de unde vin și mai ales la aperitiv, câteodată nu-ți dai seama ce ai în farfurie. Gândiți-vă cum trebuie să fie la ospățul ceresc, când vom fi la nuntă cu mirele nostru, ce lucruri deosebit de frumoase vor fi acolo și care ne așteaptă. De aceea, cred că accentul pus pe pregătire, mergeți, duceți-vă, pregătiți, vedeți că masa e așezată, totul e pus, cred că vrea să ne transmită nouă că atunci când stăm la masă cu Hristos, stăm la o masă deosebită. Stăm la o masă regească, stăm la o masă sublimă, o masă care anticipează banchetul mesianic, care anticipează că o să stăm cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, o masă care anticipează nunta mirelui. Și asta, de fapt, cum spuneam, legătura dintre masă și părtășie, nu despre masă e vorba în primul rând, că nu asta e ideea, ci legătura cu părtășie, adică relația pe care o avem cu Hristos. Cred că ceea ce încearcă să ne spun aici este că atunci când avem o relație cu Hristos, trebuie să o tratăm cu demnitate și cu respect. Trebuie să nu tratăm în mod banal viața noastră spirituală, ca și cum am sta la o masă din aceasta banală, ci relația noastră cu Hristos trebuie tratată știind că suntem într-o relație cu regele. Să fim harnici, să fim sârguincioși, să luptăm cu păcatul, să fim reverențioși, să ne bucurăm tremurând, cum spune Scriptura. Stăm la masă cu regele. De aceea aplicația pentru noi este, dacă ești în părtășie cu Hristos, dacă stai la masă cu Hristos, dacă vei merge în ceruri la ospățul ceresc, trăiește-ți cu o demnitate regală viața de credință. Nu te târâ de pe o zi pe alta, nu-ți bate joc de viața ta, nu-ți bate joc de anii tăi, nu-ți bate joc de resursele tale, nu-ți bate joc de energia ta, nu-ți bate joc de Hristos. Trăiește cu demnitate, trăiește știind că este o masă regească, pregătită, tratează-o cu respect.
Asta este o aplicație importantă. Dar un alt lucru care cred că ne se transmite prin faptul că toate lucrurile sunt bine pregătite, este acela că pregătirile merg mai departe în ciuda obstacolelor. Pregătirile merg mai departe în ciuda obstacolelor. Vedeți, sunt niște detalii interesante în text. Parcă ai de-a face, citești un roman din acesta care descriu aventurile unor detectivi, un roman de Sherlock Holmes. Vezi, merge acolo, fiți atenți, o să-l vedeți pe unul că duce un lucior cu apă, luați-vă după el. Când vă întâlniți, spune-i, m-a trimis învățătorul, unde-i camera acolo, vedeți că e bine așezată. Și niște detalii de genul acesta, un limbaj codat pe care nu toată lumea îl înțelegea, o aură de mister care învăluie toată pregătirea aceasta și deplasarea lui Hristos și a ucenicilor spre locul unde vor avea ultima masă. De ce se întâmplă lucrurile astea? Cel mai probabil, pentru că Domnul pregătise totul dinainte, aranjase totul, vorbise cu acel om, îi dăduse instrucțiuni, aveau limbajul codat. Într-adevăr, este aici ceva, un mister, pentru că deja preoții doreau ca să-L aresteze pe Domnul Iisus. Vă amintiți? Spune, căutau un prilej ca să-L prindă și să-L dea la moarte, dar spuneau nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod. Deci gândul lor era deja să-L aresteze. Și cel mai probabil, Domnul a pregătit așa foarte înțelept aceste lucruri ca să evite o arestare prematură. Da, Domnul știa că va fi arestat și era dispus la asta, când va veni ceasul, nu înainte de a veni ceasul. Și Domnul a vrut să aibă această masă cu ucenicii și a făcut ce trebuia să facă, a pregătit totul ca să evite o arestare prematură. Și până la urmă, ceea ce ne arată acest pasaj este că dincolo de mașinațiunile oamenilor, dincolo de faptul că neamurile se frământă, preoții complotează, caută strategii, Iuda vinde, și dincolo de toate acestea, ne arată nouă că Hristos este în control. Modul în care pregătește totul, modul în care îi trimite pe ucenici, faptul că până la urmă ajung să aibă cina aceea de taină, ne arată că Hristos este în control și în ciuda tuturor obstacolelor, masa are loc. În ciuda tuturor obstacolelor, Hristos nu este arestat, ci Hristos stă la masă cu ucenicii săi. Și aplicația pentru noi este simplă. Și noi ne îndreptăm spre o masă, nu-i așa? Am spus mai devreme. Ne îndreptăm spre banchetul ceresc, spre nunta mielului, spre ospățul mesianic. Dar și astăzi sunt multe piedici. Cel rău ne atacă, lumea ne atacă, firea pământească ne trage în jos. Vin descurajări, vin căderi pe cale, vin lupte, vin boli, apare erezii doctrinare. Și câte și câte nu se întâmplă, exact așa cum foarte frumos a portretizat John Bunyan în Călătoria creștinului, nu? Creștinul care se îndreaptă spre orașul ceresc, dar până să ajungă acolo, sunt atât de multe și atât de multe piedici în calea lui, atât de multe moduri în care ar putea să rateze ținta și totuși ajunge acolo. La fel și aici, Domnul ne învață că atunci când El pregătește cina, nimeni și nimic nu ne pot opri și în ciuda tuturor acestor obstacole ne vom prezenta, vom bate și noi la ușă și vom spune, bună ziua, am ajuns. Este totul gata și Domnul Iisus Hristos va spune, veniți, căci masa este pusă, veniți la ospăți, căci toate sunt gata. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, eu mă duc și vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și Domnul ne asigură că ceea ce pregătește El este sigur. Domnul ne spune că vom ajunge la această masă în ciuda tuturor obstacolilor, fiindcă la fel cum s-a descurcat să pregătească masa pe pământ pentru ucenii, se descurcă foarte bine să ne pregătească și nouă o masă cerească. Nu știu cum ești în vremea asta. Trecem prin această criză globală. Poate sunt temeri, poate sunt descurajări, poate sunt dezamăgiri. Nu știu cum ești din punct de vedere spiritual. Nu știu ce cădere ai avut, ce eșecuri ai avut. Dar vestea bună este aceasta, aveți credință, să nu vi se tulbure inima. Domnul ne pregătește o casă cerească. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, așa cum am citit mai devreme. Dar vreau să facem un pas mai departe și am văzut primul lucru că ultima cină este o cină pregătită. Și am încercat să vedem ce vrea Domnul să ne transmită prin acest adevăr. Al doilea lucru este că ultima cină
este o cină de rămas bun. Ăsta e adevărul. Ultima cină, după cum îi spune și numele, este o cină de rămas bun. Uitați-vă, vă rog, la versetele 14 și 15, cum spune Domnul, când a sosit ceasul, a șezut la masă cu cei 12 apostoli, apoi le-a zis și cuvintele astea pe mine, vă spun sincer, m-au cercetat așa într-un mod deosebit. Pentru că sunt niște cuvinte din inima Domnului Iisus Hristos și Domnul spune, am dorit mult să mănânc cu voi Paștele acestea, înainte de patima mea sau înainte de suferința mea. Foarte interesant. Când vrei să-l cunoști pe un om, de exemplu, te întrebi, oare ce dorințe profunde are X sau Y? Sau... Ești curios să știi ce-i sufletul unui om, poate. Și mai ales dacă ne gândim la Hristos, ai vrea să știi ce e în inima Lui. Și iată aici cum Domnul își deschide inima și spune, am dorit mult să mănânc cu voi Paștele acestea. Acum, sigur, sunt comentatori care spun că această formulă era una de politețe, de fapt, că atunci când cineva organiza o masă și avea musafiri, îi primea și nu spunea cum spunem noi, hei, bine ai venit, ce mai faci, ai venit cu tramvaiul, cu metroul sau ce spunem noi, și atunci când îi primea, avea o formulă un pic mai oficială, mai politicoasă, așa, și spuneau, am dorit mult să mănânc cu voi masa asta și să ne întâlnim. Bine ați venit. Și unii spun că, de fapt, Domnul Iisus Hristos nu face decât să preia această formulă de politețe care se practica în vremurile acelea. Dar, frați și surori, eu cred că e posibil să fie și așa, dar cu siguranță e mai mult decât atât. Cu siguranță Domnul chiar spune ce și-a dorit. De unde știu asta? Știu din faptul că dacă se oprea doar aici, poate că tindeam să cred cu această interpretare. Dar Domnul spune, după ce am dorit mult, așa, și după cum ne confirmă relatarea din Evanghelia după Matei, adevărat vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Cu voi. Deci Domnul arată că dorința Lui nu s-a rezumat doar la spațiul terestru, doar în lumea aceasta fizică, ci arată că dorința Lui străbate veacurile și că aceeași dorință rămâne aprinsă după părtășie și în împărăția mesianică. Și când vom fi acolo? De aceea eu cred că Domnul chiar și-a dorit foarte, foarte mult să fie împreună cu ucenicii. Deci, de fapt, ce vedem? Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în umanitatea sa. Vedem că Domnul își iubea foarte mult ucenicii și nu trebuie de multe ori, noi prezentăm foarte eroic toate lucrurile și uităm că Domnul Iisus Hristos, deși a fost Dumnezeu 100%, a fost și om 100%. Domnul Iisus chiar i-a iubit pe ucenicii și chiar era ultima masă pe care o vor avea împreună în felul acela. Și și-a dorit mult. Și-a dorit mult să aibă această masă. Dacă vreți ca o ilustrație, știți cam cum este aici. Că atunci când cineva drag este bolnav de o boală terminală și este aproape de moarte și vrea să mai aibă o masă frumoasă, nu știu, să sărbătorească ceva împreună cu familia și își adună pe cei dragi și are ultima masă înainte de a pleca de pe acest pământ. Și ilustrația aceasta nu este exagerată, pentru că exact conexiunea asta o face Mântuitorul. Spune, mi-am dorit mult să am masa asta împreună cu voi înainte de patima mea sau înainte de moartea mea. Practic, Domnul i-a iubit pe ei, nu-i așa? Și i-a iubit până la capăt. Și a vrut să stea cu ei. Toată narațiunea din seara cinei Domnului este încărcată de ideea de iubire. Amintiți-vă că mai devreme Domnul Iisus Hristos le spală picioarele ucenicilor. De ce? Din iubire. Și slujește cu iubire. Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos se roagă pentru ucenici. Spune, Tată, te rog, nu să iei din lume, dar să-i păzești de cel rău. Și îi pasă foarte mult de ucenici. Amintiți-vă că se roagă pentru Petru și spune, Satana a cerut să te cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine, Petru, ca să nu se lep, să nu ți se piardă credința ta. De aceea n-ai cum să nu vezi că în întreaga atmosferă, ca un parfum, plutește dragostea lui Hristos pentru ucenicii săi. Este o atmosferă încărcată de dragoste profundă. Dumnezeu îi iubește pe ai săi în ciuda faptului că noi nu-L iubim de multe ori și nu arătăm că-L iubim. Domnul îi iubește, se roagă pentru ei, are grijă de ei. I-am păzit, Doamne, i-am păzit pe toți pe care mi-ai dat Tu. Le spală picioarele și spune, mi-am dorit mult să mănânc această masă cu voi. Sigur, era ultima masă, dar vestea bună din versetul 16 este că vine și o vreme a reîntâlnirii.
Vine și o vreme a reîntâlnirii când spune: voi mânca cu voi nou, încă o dată, în împărăția Tatălui meu. Asta este vestea bună. Dar aplicația, înainte de a merge la ultimul punct, știți care este pentru noi, frați și surori? Dumnezeu ne iubește și cred că ceea ce s-a rugat și ce a vrut pentru ucenicii lui, prin extensie, vrea pentru toți ucenicii și pentru dumneavoastră și pentru mine. Și cum am spus, dorința Mântuitorului străbate veacurile și merge până în eternitate. Domnul Iisus își dorește părtășia cu ucenicii. Mi-am dorit mult să stau cu voi la masă. Mi-am dorit mult să vă iubesc. Mi-am dorit mult să fiu împreună și înainte de moartea mea, înainte de patima mea. Și vreau să vă spun că abia aștept să vină ziua când ne vom întâlni în ceruri și să avem din nou părtășie. Să stăm la masă cu Avram, Isaac și Iacob și din nou să avem ospățul acela mesianic. Vă aștept acolo, pentru că îmi doresc mult. Pentru mine, dorința lui Hristos, care rămâne actuală, inclusiv acum în cer, de a se întâlni cu noi, este fantastică. Vreau să spun că Dumnezeu te așteaptă. Dumnezeu mă așteaptă. Dumnezeu ne așteaptă să ne întâlnim cu El în ceruri. Își dorește mult să avem părtășie cu El. Își dorește mult să ne întâlnim la masă cu El în ceruri. De aceea, dacă Domnul așteaptă să se întâlnească cu noi, ai grijă ce faci. Nu renunța. Perseverează pe cale. Ai grijă, nu te lăsa de credință. Ai grijă, nu cumva să devii căldicel. Noi pe românește spunem așa, nu da în bară. Dar cam asta este ideea. Vezi că te așteaptă cineva. Vezi că te așteaptă cineva cu dor. Și te așteaptă cu drag. Și noi avem cântarea aia care spune: de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima și sufletul și fața mi se întoarse. Și vorbim despre dorul nostru după Hristos. Despre dorul bisericii după Hristos. Și ne este dor de Hristos. Dar v-ați gândit că și lui Hristos e dor de noi? V-ați gândit că și El ne așteaptă pe noi? Că își dorește să stea la masă din nou cu noi? De aceea, cred că faptul că este o masă de rămas bun ar trebui să ne amintească nouă că trebuie să fim atenți și trebuie să trăim în așa fel încât să ne asigurăm că ajungem acolo, că ajungem în împărăția cerească. Deci, este o masă pregătită, este o masă de rămas bun și ultimul lucru, ultima cină, în al treilea rând, este o cină a iertării. Este o cină a iertării. Pentru că, așa cum vă spuneam, după cum Matei subliniază, Domnul spune că va bea vinul în împărăția Tatălui și apare conceptul de împărăția cui? A Tatălui. Dar apoi spune că va bea vinul împreună cu ucenicii. Și întrebarea e foarte simplă. Dar cum e posibil așa ceva? Pentru că, până acum înțeleg, Hristos era între ei. Deveniseră prieteni, se iubeau, au trecut prin multe împreună, au stat la masă împreună. Și Hristos spune: mă duc la Tata, mă duc acasă, mă duc la împărăția cerească. Și spune: dar vreau să vă spun ceva, că o să beau împreună cu voi acest rod al viței. Dar o să-l beau în împărăția Tatălui meu. Și când aud ucenicii de împărăția Tatălui, cred că li se cutremură tot universul. Pentru că pentru niște evrei să vorbești despre Tatăl, să vorbești despre Iahve, să vorbești despre Dumnezeul acela a cărei prezență este mistuitoare, că atunci când Uza doar a pus mâna pe chivul ca să ajute, Dumnezeu l-a trântit la pământ. Această prezență mistuitoare și înfricoșătoare a lui Iahve, a împărăției Tatălui, este una cutremurătoare. Doamne, eu înțeleg. Iisuse, înțeleg că Tu mergi la Tatăl, pentru că despre Tine s-a spus: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și Tatăl își găsește plăcerea în Tine. Și Tatăl te primește pe Tine. Dar pe mine? Eu înțeleg că Tu poți să mergi. Dar cum spui că o să bei vinul împreună cu mine? Eu cum să ajung acolo? Cum să dau ochii cu Tata? Cum să dau ochii cu Iahve? Cel care nu suportă păcatul și urmă de păcat, cum să îndrăznesc să mă prezint acolo? Pentru că n-am nicio șansă. Pentru că sunt un păcătos. De aceea Domnul ia o pâine și spune: acesta este trupul meu,
care se frânge pentru voi. Și ia paharul și spune, acest pahar este sângele meu, care se dă pentru voi spre iertarea păcatelor. Și răspunsul este că da, veți fi și voi alături de mine în împărăția Tatălui. Nu pentru că meritați, nu pentru că puteți, ci fiindcă sunteți iertați. Fiindcă sângele meu se dă pentru voi spre iertarea păcatelor. De aceea, ultima cină este o cină a iertării. Este foarte interesant lucrul acesta și aș vrea ca în încheiere să ne gândim la acest lucru și să ne gândim că Domnul ne așteaptă, ne așteaptă la masă. Să ne gândim că El ne pregătește o masă cum n-a mai fost. Și dacă El o pregătește, nu există nimeni și nimic. Nici o barieră care să ne poată opri. Nimic care să ne poată despărți de dragostea lui Dumnezeu. Vom ajunge acolo. Să ne gândim la faptul că lui Hristos este dor de noi. Este dor de noi. Și dacă este dor de noi, să trăim pregătindu-ne pentru întâlnirea cu El. Și să știm că șansa de a ajunge acolo este pe baza iertării. Și asta facem de fiecare dată când participăm la masa Domnului. Ne amintim de moartea Domnului. Ne amintim că suntem iertați prin jertfa Domnului. Ne amintim că El ne învrednicește și că doar prin El putem să ajungem și noi în cer. Domnul să ne ajute pe toți să mergem mai departe pe cale, să perseverăm, știind că avem iertare prin sângele Domnului Iisus Hristos. Ultima cină este una, de fapt, care ne amintește de noua cină pe care vom sărbători cu toții în Împărăția Cerească. Amin. Amin.